Înfloresc grădinile, învielivezile și curțile, iar balcoanele blocurilor prin culoare cu diverse soiuri de flori. Pomi, arbuști ornamentali, flori în ghiveci, într-un cuvânt material dendrologic, se găsește din belșug în această perioadă în piața centrală, la comercianți din județul nostru sau din județele limitrofe. Pasionații de grădinării, cei care au curți mari sau livezi, petrec minute bune în fața comercianților ce au expuse diverse soiuri de pomi fructiferi și de arbuști, iar oferta le face cu ochiul. Din spusele specialiștilor, procesul de plantare nu este foarte dificil, iar pomii sau arbuștii ornamentali nu necesită un regim special, chiar dacă vorbim de tuia din familia coniferelor. Faceți-ne o prezentare, ce arbuști aveți și cum... Tuia, buxus, da. Visteria, salcâm galben, sunt producători particulari, bineînțeles. Nu, da. Sunt... De unde îi aduceți? Din Uzunu. Ah, din Giurgiu, din județul nostru. Da. Întreabă cumpărătorii de unde sunt, întreabă de proveniență? Da, întreabă. Se prind greu? Au nevoie de condiții speciale? Nu de condiții speciale, dar se produc totuși destul de greu până la în stadiul ăsta. Am înțeles. Dar noi, ca și cumpărători, dacă îi luăm, trebuie să îndeplinim o anumită procedură de plantare, de îngrijire? Nu necesită îngrijiri deosebite. Tocmai ce a început timpul cel mai oportun pentru plantarea pomilor fructiferi. De unde i-ați adus? Pomii sunt aduși de la pepiniera din județul Ialomița, Grivița, comuna Grivița. Da. Și avem... Care sunt cei mai solicitați? Cei mai solicitați sunt cireșii. Și cireși, mieri, pruni, caiși, gutui, avem nectarine, piersic. Sapă groapa, se plantează până... Toți pomii sunt altoiți până la altoi, spre nodul acesta care vine... Portaltoiul se îndreaptă spre soare, spre miază zi, iar acolo, dacă pământul nu e nisipos, se pune puțin o mână, un pumn, doi din nisip, se amestecă cu mraniță, deci e de dorit, și apă și... Prețurile pomilor fructifer pornesc de la 8-10 lei și pot ajunge până la 35 de lei pentru nuci sau diverse soiuri altoite, iar al lăstarilor de smeuri sau de muri iese de 8 lei. O magnolie. O, ce frumos! Stați la casă, să înțeleg. Uh-huh, și da. Mai aveți în curte pomii, arbori? Am, din tot. Și un pom fructifer? Da, sigur. Cireș, cais, prun, măr, vișin. Dacă stau la curte... Și în fiecare primăvară reînnoiți, da. Să înțeleg, colecția? Mai pun de toamnă, primăvară, asta e magnolia. În cealaltă parte de piață domnesc florile, carofițe de grădină mușcate de toate culorile, panseluțe, primule, blagonii sau diverse tipuri de flori și așteaptă cumpărătorii care să le sădească în propriile grădini sau să le agațe în balcoane. La această categorie prețurile încep de la 2 lei și pot ajunge la 50 de lei în cazul mușcatelor mari. Mi-a luat aseară panseluțe și din astea iarn colorate, și acum să-mi iau o mușcată. Locuiți la casă, la bloc? La curte. La curte. Și presupun că aveți și loc unde să le... Da, le agăț pe sus, pe frumos. E o pasiune sau pur și simplu așa? Îmi place, de-aia mai mult. Că e o pasiune costisitoare? Da. Păi în loc să iau altceva, iau, uite, floare. Pasiune? Da. Sau da. Costisitoare pasiune? Nu. E plăcută și utilă. Ce v-ați ales? Părăluțe, garoafe de grădină și narcise. Cât ați dat pe această cutie cu flori? Vreo 7-800. Mare parte din materialul dendrologic din piață provine de la pepiniere și din sere din Giurgiu, respectiv de la Uzunu sau Daia, dar și din județele limitrofe.